de unde s-au ivit măgarii. Cândva trăiau pe lume numai cai, iar de măgar nici nu se pomenea. Iată că printre telegari se găsi un cal nemaipomenit de uituc. Una, două, își uita numele. Odată acesta se duse la un zeu și zise: "Domnule zeu, fii bun, te rog, și spune-mi cum mă cheamă pe mine." "Pe tine te cheamă cal." Nu trecură nici două zile și calul își uită din nou numele. Se înfățișă zeului și îl rugă să-i mai amintească odată numele. Zeul era întoane bune, zâmbi și zise: "Pe tine te cheamă cal, dar nu mai fi atât de împrăștiat, nu-ți mai uita numele și nu mai veni să mă plictisești cu fleacuri." Și așa am atâtea treburi. Calul își clătină capul în semn de mulțumire și plecă. Trecură alte câteva zile, dar iată că într-o noapte calul se trezi și nu fu chip să-și aducă aminte cum îl cheamă. Se gândi mult și bine, dar degeaba. Tulburat peste măsură, calul se hotărâ să mai meargă odată la zeu și să-l întrebe cum îl cheamă. De data aceasta, zeul era întoane rele. Când află pentru ce a venit calul, își pierdu cumpătul de tot. "Măgar, asta ești!" strigă zeul la el. "Ai priceput? Ești măgar și ai să rămâi măgar pentru totdeauna!" Și zeul îi lungi calului urechile ca să poată auzi mai bine ce îi se spune. De atunci s-au ivit pe lume măgarii urecheați.